seara. Seara și bine v-am găsit. Mulțumim. Nu v-ați păreți că noi am venit cu o surpriză frumoasă. Centrul de Mirama. Dacă ești domnul Anatol? Da, eu. Păi, probabil că cifra de tort coincide cu cea din buletin. Da. Dar în suflet cam decât așa. Tot cam așa. Tot cam așa. Ei, alții mai îndrănesc. Spune, 825. Noi venim, cum am zis, cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag care și-a dorit din tot sufletul să vă spună la mulți ani prin intermediul nostru. Mulțumim frumos. Cum crezi? Cine poate fi? Băieță. Mă băieță am. Părtuși. Mai cătăm? A, surorile. Da, surorile. Poate surorile. Da, din partea surorilor dumitale sunt. Țineți acest coș pentru bărbat. Cam ce-am gândit noi că o să vă trebuiască. Această tortă să vă înduceți cu cei dragi. Mulțumim frumos! Avem și un mesaj. Dragul nostru frate, te felicităm cu această frumoasă aniversare. Anii se grăbesc neobservați și iată că deja împlinești 50 de ani. Noi suntem mândri cu așa un frate tânăr, vesel și plin de viață. În spatele tău se află o jumătate de secol. Privește această vârstă ca pe nou început și vei vedea că de la 50 totul abia începe. Cam este ceva adevăr, da? Ne pare rău că nu suntem toți prezenți la sărbătoare, dar îți dorim să o petreci zgomotos și vesel, să primești o mulțime de cadouri frumoase și urări din suflet, să te bucuri, să zâmbești, să te bucuri de viață și să fii un om fericit. La mulți ani, cu drag, surioare! Dacă doriți să îi spuneți un mesaj lor, vă rugăm. Și ele și sănătoase și mulțumim frumos de cadou.